Vrei să cultivi legume sănătoase crescute cât mai natural? Astăzi o să-ți prezint un îngrășământ natural din plante care oferă azot, fosfor și potasiu. Acest trio de nutrienți este cel clasic regăsit în îngrășămintele din comerț. Această buruiană și compușii ei ajută la dezvoltarea roșilor și a altor legume. O puteți folosi sub formă de macerat după ce legumele au înflorit și au apărut gogonelele. Vă ajută la rodire. În ciuda aspectului său de buriană, este de mare ajutor grădinarilor. Este un fertilizant polenizator, insecticid. Frunzele sale sunt bogate în minerale esențiale pentru creșterea plantelor. Această plantă se numește tătăneasa. Cum facem rețeta? Umpliți o găleată de 10 litri cu apă și adăugați un kilogram de frunze tocate mărunt. Scufundați frunzile în apă. Trebuie să fie complet acoperite cu lichid. Așezați un capac peste vas și lăsați tătăneasa la macerat 30 de zile. Strecurați maceratul nu este nevoie să-l diluați cu apă în momentul utilizării. Aplicați fertilizantul din tătăneasă la roșii, castraveți, ardei. Tătăneasa are și rolul de polinizator, atrage albinele și alte insecte benefice plantelor.